Sinistrații din Ceadăr Lungă vor primi ajutor de la guvern în cadrul unei ședințe convocate de urgență la guvern. Premierul Pavel Filip a cerut mobilizare maximă pentru rezolvarea consecințelor ploii. Prim-ministrul a solicitat evaluarea prejudiciului pentru a acorda din partea guvernului ajutor sinistraților, o decizie în acest sens urmând să fie aprobată în ședința de miercuri a Cabinetului de Miniștri. Potrivit informațiilor prezentate de șef adjunct al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, Alexandru Oprea, în urma ploilor abundente luni noaptea, 58 de gospodării particulare din orașul Ceadăr Lungă au fost inundate, dintre care 16 case de locuit, peste 40 de subsoluri, curți și grădini, dar și teritoriul pieței de mărfuri din oraș. În cazul a 6 case de lut, pereții au fost deteriorați. Situația este monitorizată în regim non-stop, iar echipele de salvare lucrează permanent la pomparea apei din clădiri.